Adrian Albu, președintele Organizației Județene PNL Satu Mare și deputatul Romeo Nicoară au susținut o conferință de presă la sediul din Piața Libertății. Cei doi lideri au dorit să aducă în atenția publică realizările din ultimele 6 luni ale guvernului Ludovic Orban, măsurile luate, dar au vorbit și despre alegerile locale care ar putea avea loc la sfârșitul lunii septembrie. România a fost împreună cu Lituania singurele state care au avut creștere economică în primul trimestru al acestui an, 2,9%, cifrele pe trimestru 2 încă nu le avem. În schimb, inflația a scăzut la un prag extraordinar de mic, și anume în jur de 2,3%. Este pentru prima dată după foarte mulți ani când România nu mai este campionul, în ghilimele, negativ al acestei cifre, care erodează veniturile cetățenilor și ne face pe toți să trăim mai prost și mai greu. Este și această scădere a inflației, este o rezultantă a măsurilor economice, atâta câte au fost luate de guvernul Orban în aceste șase luni și ceva de guvernare. Adrian Albu a prezentat o sinteză a măsurilor luate de guvern, protejarea angajaților prin acordarea a 75% din venit în perioada stării de urgență, prelungirea șomajului tehnic pentru firmele afectate de criză, acordarea de până la 41,5% din venit pentru cei reîntorși la muncă, bonus de 2500 de lei pentru noi angajați mai tineri sau mai în vârstă, bonusuri în sistemul sanitar pentru cei care au luptat împotriva COVID-19, transport gratuit pentru tineri, program IMM Invest, prin care s-au garantat credite pentru cel puțin 5.000 de firme, etc. În România se estimează că există încă minim 350.000 de cetățeni care s-au întors din străinătate și care nu s-au reîntors în străinătate și care probabil vor rămâne în România și care își caută de lucru. Pe toate site-urile de căutare cifrele sunt mult mai mari la celor care caută de lucru astăzi, și aici este principala preocupare de a îi determina măcar aceste persoane să nu se mai întoarcă în străinătate și să rămână în România. Sumele cheltuite până astăzi de către guvernul României până la sfârșitul lunii mai au fost de 2,8 miliarde de lei, sume care au ajuns la aproximativ 1,8 milioane de persoane. Deputatul Romeo Nicoară a adus în discuție faptul că România nu este singură în Europa în fața pandemiei. Efortul de redresare al țării este susținut financiar de Uniunea Europeană. Din fonduri europene, deja peste 1,5 miliarde de euro au fost cheltuiți și alocați, și o parte deja cheltuiți, pentru depășirea acestui moment. Ne referim la perioada aceasta martie, aprilie, mai. Exemplu cu șomajul tehnic, de care vorbea domnul președinte Albu mai devreme, 300 de milioane de euro. Acești bani au fost din fonduri europene. Până acum atâta s-a cheltuit. 225 de milioane de euro cheltuiți pentru români aflați în situații defavorizate sau cu risc mare de sărăcie. Peste 350 de milioane de euro pentru dotarea spitalelor. Peste 20 de milioane de euro au fost alocați tot din fonduri europene pentru medicii aflați în prima linie. Acel stimulent de risc, dacă ne ducem aminte, astea sunt tot din fonduri europene. Peste 680 de milioane de euro pentru ISU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, bani alocați pentru această perioadă, diverse tipuri de achiziții necesare combaterii acestui fenomen. Astea sunt deja peste 1,5 miliarde de euro, dar la acestea se vor mai adăuga și alți bani care se regăsesc în diverse programe de finanțare europeană. Iar acești bani au fost relocați dintr-un program pe alt program cu acordul Comisiei Europene. De aceea am spus la început că este important să știe lumea că Europa este alături de România, nu suntem singuri în tot acest lucru. Și ca o dovadă în plus că nu suntem singuri în această bătălie, este acest plan de redresare și revigorare economică al Europei, plan în urma căruia România va beneficia, în plus față de banii pe care îi primește pe exercițiul financiar 2021-2027. Știți că acolo, pe planul financiar multianual, România are undeva alocația 30-31 de miliarde de euro.
În plus față de acești bani, prin acest plan de redresare economică, România accesează și va accesa 33 de miliarde de euro în plus. Cei doi lideri au recunoscut că este o luptă surdă între guvern și parlament, datorită în special Partidului Social Democrat, care supralicitează aproape toate ordonanțele. Romeo Nicoară este de părere că PSD vine să mărească fondurile la orice măsură economică luată de guvernul Orban cu măsuri populiste fără acoperire bugetară. În ceea ce privește alegerile locale, Adrian Albu a spus că listele cu candidați erau pregătite în mare măsură încă de la începutul lunii martie. Indiferent de părerile unor colegi de mei care le-au exprimat în spațiu public, în acest moment nu există niciun fel de negociere cu niciun fel de alt partid și despre această chestiune ne vom exprima la momentul în care, dacă va apărea o asemenea posibilă alianță, ne vom exprima la momentul potrivit. La conferință au fost aduse în discuție și recentele schimbări de directori, președintele Adrian Albu afirmând că nimeni nu este de neînlocuit și a precizat că o parte dintre directorii schimbați erau la final de mandat. Cea mai mare parte, câteva persoane care au fost schimbate în situația în care le expirase mandatul și era normal să ajungă cineva acolo, că toate persoanele care sunt doar... cu delegație, cum se spune. O singură excepție este la pensii, care a fost un concurs în luna, nu mai știu să vă spun cât, sfârșit de martie, nu mai rețin când a fost concursul acela organizat la București. Iar, de exemplu, la Casa de Sănătate a fost o situație care trebuia rezolvată mai repede decât a fost rezolvată, și anume faptul că Casa de Sănătate este o instituție importantă în ecuația din orice județ și ea a fost condusă nici măcar cu delegație, cu împuternicire de către directoarea economică încă de la începutul lunii martie, când doamna directoarea de atunci a intrat în concediu medical. La final, liderii PNL au ținut să mulțumească sătmărenilor că au respectat măsurile impuse prin ordonanțe militare, făcând astfel ca județul nostru să fie pe ultimele locuri în țară la capitolul răspândirii COVID-19. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că se impune prelungirea stării de alertă, dar cu mai puține restricții. De asemenea, șeful statului le-a cerut parlamentarilor responsabilitate. Considerăm că este posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare, adică unele dintre restricțiile care sunt acum în vigoare nu vor mai fi în vigoare după 15 iunie. Aș exemplifica cele mai importante dintre acestea. După 15 iunie se vor putea redeschide mall-urile, dar fără restaurante și fără locuri de joacă. Vor fi posibile evenimente private, atenție, nu publice, private, cu număr un pic mai mare de participanți, în speță 20 de persoane dacă evenimentele sunt în interior și 50 de persoane dacă evenimentele private vor avea loc în exterior. Pentru a veni în sprijinul părinților care vor lucra, care vor trebui să meargă la serviciu și în perioada vacanței școlare, va fi posibilă, nu obligatorie, dar va fi posibilă după 15 iunie, redeschiderea after school-urilor, a grădinițelor și creșelor private. De asemenea, va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness după 15 iunie, dar cu respectarea unor norme de distanțare foarte stricte, norme care, evident, vor fi impuse de Ministerul Sănătății. Klaus Iohannis a mai anunțat că se vor putea deschide și piscinele exterioare. Cu privire la măsurile de izolare la domiciliu, autoizolare, lucrurile vor fi mai relaxate, a spus șeful statului. S-a găsit un criteriu obiectiv cu care putem și noi în România să lucrăm. În acest sens, lucrurile vor fi mai relaxate în relația cu statele unde
numărul de noi îmbolnăviri este mic. Mai exact, unde numărul de îmbolnăviri în ultimele 14 zile este sub 5 cazuri la milion de locuitori în fiecare dintre, sau în media ultimelor 14 zile. Deocamdată, la acest criteriu obiectiv nu se încadrează statele unde se găsesc destul de mulți concetățeni de-ai noștri, ca să dau doar exemple, nu se califică la relaxare Italia, Spania, Franța, Belgia, Suedia, Olanda. În acest sens, însă, având un criteriu obiectiv, vom urmări cu mare atenție comunicările de la nivelul Uniunii Europene și acolo unde lucrurile se schimbă în sensul bun, vom reacționa imediat și noi. Iohannis a adăugat că se impune prelungirea stării de alertă și, în final, le-a cerut parlamentarilor să fie responsabili. În județul Satu Mare, astăzi, 10 iunie, se află în carantină 27 de persoane, iar în autoizolare la domiciliu, 2304 persoane. Până în prezent, în Satu Mare s-au înregistrat 52 de vindecări și 8 decese cauzate de coronavirus. Au fost testate 4894 de persoane și au fost efectuate 5287 de teste. Până la data de 10 iunie 2020, ora 7:15, din punctul de trecere a frontierei Pete au fost escortate la centrele de carantină 772 de persoane. În județul Marea Mureș, astăzi, se află în carantină 41 de persoane, iar în autoizolare la domiciliu 3461 de persoane. Până în prezent, în Marea Mureș s-au înregistrat 89 de vindecări și 5 decese cauzate de coronavirus. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 20.945 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 196 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI în acest moment sunt internați 150 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 2212 persoane. Alte 99.349 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 520.564 de teste. Un om de afaceri din Iași a avut noroc. Acesta a filmat traseul în timp ce se deplasa prin județul Marea Mureș. Camera montată pe bordul autoturismului îl va ajuta acum să-și demonstreze adevărul în instanță. Omul a fost oprit în trafic în localitatea Șomcuta Mare. Agentul Lucian Tudor susține că șoferul a depășit un alt autoturism în timp ce se afla pe o porțiune unde ar fi fost linie continuă. Deși omul de afaceri i-a arătat polițistului imaginile de pe camera de filmare, susținând că, așa cum dovedesc imaginile, este nevinovat, agentul nu a vrut să ia în considerare argumentele aduse. Așa că acesta i-a reținut permisul de conducere și l-a sancționat contravențional. În cadrul activităților pe care le desfășurau pe drumurile publice, polițiștii au oprit pentru verificări un autoturism condus între localitățile Șomcuta Mare și Satul Lung. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară, polițistul a dispus reținerea permisului de conducere. De asemenea, șoferul a fost informat cu privire la dreptul de a contesta în instanță măsura luată. Care a fost contravenția pentru care șoferul a fost sancționat? Șoferul a fost sancționat pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare. Omul de afaceri din Iași îl va chema pe agent în instanță, contestând sancțiunea primită. Mai mult, acesta îi va face plângere penală polițistului pentru abuz în serviciu. Cazul a ajuns și în atenția conducerii IPJ Marea Mureș. Însă, în momentul de față, nu se va lua nicio măsură, așteptându-se ca omul de afaceri să se adreseze instanței de judecată.
Plenul Senatului a adoptat marți moțiunea simplă inițiată de socialdemocrați împotriva ministrului muncii Violeta Alexandru, numită Opriți-o pe doamna în negru, de la Ministerul Șomajului și Prăbușirii Sociale. Pentru moțiune au votat cu bile 76 de senatori, iar 28 au fost împotrivă. Cei care au inițiat moțiunea cer demisia ministrului pe motiv că Ordonanța 30/2020 privind șomajul tehnic și măsurile legate de acordarea de ajutoare diverselor categorii vulnerabile a fost atât de prost scrisă încât a fost nevoie de modificarea ei de 6 ori. Violeta Alexandru a replicat spunând în cadrul dezbaterii moțiunii simple depusă împotriva sa că pensionarii nu mai stau cu spatele plecat la casele de pensii din București pentru că înțeleg să îi tratez cu respect și pentru ei voi duce numărul dosarelor în recalculare la zero. Sâmbătă, la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucrainiană în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 13:30, a fost oprit în trafic pentru control pe o stradă din municipiul Satu Mare un autoturism marca Volkswagen Golf, condus de FS, în vârstă de 66 de ani, domiciliat pe raza județului Satu Mare. În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au descoperit în portbagajul acestuia mai multe colete care conțineau țigări, marfă pentru care șoferul nu avea documente de proveniență. Având în vedere cele constatate, s-a luat măsura conducerii bărbatului, împreună cu autovehiculul în cauză, la sediul Poliției de Frontieră, în vederea continuării cercetărilor. Astfel, în urma inventarierii coletelor, s-a constatat că acestea conțin 1500 de pachete cu țigări, diferite mărci, de proveniență ucrainiană, în valoare de 17.550 de lei, marfă care a fost ridicată în vederea confiscării. În cauză se fac cercetări sub aspect săvârșirii infracțiunii de contrabandă și în vederea documentării întregii activități infracționale, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun. De aproape 3 ani, târgurile de animale din județul Satu Mare au fost închise din dorința de a limita transmiterea virusului pestei porcine africane. De aproape 3 ani, târgurile de animale din județ au fost închise, cei drept aceste târguri aveau nevoie de autorizare pentru a putea funcționa, iar acest document a lipsit de la toate primăriile. Odată cu scăderea considerabilă a cazurilor de peste porcine africană la porcul domestic, în prezent sunt doar două focare, Bixat și Bolda. Ar putea începe pregătirile pentru reautorizarea târgurilor. Desigur, autorizarea se face de către autoritățile publice locale dacă își doresc acest lucru. Câteva din regulile obligatorii ar fi împrejmuirea, amenajarea dezinfectoarelor la intrare, sectorizarea târgurilor, porci, bovine, caprine, ovine, cai, amenajarea locurilor de adăpare și a umbrarelor pentru perioada de vară, încheierea unui contract de asistență cu un medic veterinar, nu în ultimul rând, existența rețelei de internet. Până la a putea asigura aceste condiții minime în vederea autorizării, ANSVSA are în vedere și simplificarea formularisticii referitoare la mișcarea animalelor. Doctorul veterinar Dan Zeico, directorul Direcției Sanitare Veterinare Satu Mare, este determinat ca în perioada următoare să aibă o consultare cu primarii din județ pentru a afla care ar fi cei interesați în autorizarea târgurilor. În principal, ar putea fi vorba despre Turulung, Botiz, Călinești, Oaș, Bixat, Vama, Valea Măriei, Medie Șaurit, Beltiuc, Valea Vinului și așa mai departe. De asemenea, Dan Zeicu, directorul Direcției Sanitare Veterinare Satu Mare, a afirmat pentru Informația Zilei că în prezent, la nivelul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA, se discută ca necesitate actualizarea hotărârii de guvern numărul 1214 din 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor. Desigur, necesitățile impun și reactualizarea listei cu bolile pentru care fermierii pot fi despăgubiți. În fapt, este vorba despre o listă cuprinzătoare cu cel puțin 30 de boli. Dacă în urmă cu aproximativ 20 de ani, la nivelul județului Satu Mare, existau aproximativ 2000 de cai cu anemie infecțioasă echină, în timp animalele bolnave au fost ucise, iar pe parcurs s-a monitorizat evoluția bolii. Eliminarea animalelor bolnave s-a făcut sistematic, proprietarii fiind despăgubiți la prețul pieței. Vremea de aproape 2 ani, anemia nu a fost confirmată la cai din județ, dar în ultima perioadă, analizele de laborator au dat sigur un caz. Eliminarea animalului și apoi dezinfecția reprezintă modalitatea de a scăpa de această boală transmisibilă. Vineri 5 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul că Semer Ștefan, de 84 de ani din localitatea Târna Mare, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 4 iunie anul curent și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente: înălțime de aproximativ 165 de centimetri, greutate aproximativă de 65 de kilograme, ochi albaștri, păr alb, calviție frontală. La data dispariției era îmbrăcat cu pantalon de culoare neagră, tricou mânecă lungă de culoare neagră, căciulă bumbac de culoare neagră,
cizme verzi de cauciuc. Persoanele care pot oferi informații care să conducă la găsirea bărbatului sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112. După modelul țărilor din vest sau SUA, unii patroni din restaurante din România au introdus așa numita taxă COVID-19. Taxa este practicată în SUA, dar a fost preluată și de o serie de țări europene, spre exemplu Danemarca. ANAF spune că taxa nu are niciun suport legal, dar poate fi considerată un cost comercial, ca toate celelalte, prețul unui serviciu. Cu ani în urmă consemnam faptul că în fauna cinegetică a județului, ursul este un animal pasager. Mai exact, urși din județul vecin Maramureș își petreceau vara pe fundul de vânătoare din zona Moișeni. De câțiva ani, pasionații de natură confirmă faptul că la noi în județ, în zona Racșa, ar exista unul sau mai multe bârloage de urs. Dacă sunt sau nu bârloage, probabil turiștii nu pot confirma, dar trebuie să aibă mare atenție când ies în natură. După cum am aflat de la Toma Betea, primarul comunei Racșa, cu puțin timp în urmă, un angajat al primăriei, aflat pe teren cu probleme de serviciu, la limita localităților Racșa și Tăuții Măgăreuș, Maramureș, s-a întâlnit cu o ursoaică, ce și-a scos la plimbare, pe vreme bună, cei doi pui. Prefectul Radu Buda a mediat vineri o întâlnire propusă de reprezentanții serviciului Salvamont județean, Alex Costin și Adam Boer, cu conducerea direcției silvice, reprezentată de directorul Marcel Forțiu. La nivelul județului Satu Mare există până în acest moment 6 trasee turistice omologate, cele mai spectaculoase și dificile, fiind în zona turistică Lunașes, respectiv în arealul montan dominat de cel mai înalt vârf din județ, Pietroasa, 1200 de metri. Solicitarea salvatorilor montani a venit în contextul deschiderii sezonului turistic montan, dar și a apropiatei puneri în funcțiune a instalației de telescaun spre vârful Pietroasa, care va aduce pe platoul montan un aflux de turiști semnificativ, capacitatea maximă fiind de 1200 de pasageri pe oră. În ultima perioadă, Salvamont s-a concentrat pe lucrări de refacere a marcajelor, pe accesibilitatea potecilor montane și pe igienizare. Prefectul județului Satu Mare a propus silvicultorilor finalizarea, dacă este posibil, a lucrărilor propuse în cadrul amenajamentelor silvice din cadrul ocolului silvic Negreștoaș pentru securizarea accesului turiștilor, dar și pentru o experiență unică în mijlocul naturii, în autenticul areal montan Sătmărean. Conducerea direcției silvice a creat o deplasare în teren pentru data de 10 iunie, împreună cu reprezentanții serviciului Salvamont, pentru o evaluare a situației existente și a promis că va concentra resursele pentru finalizarea lucrărilor forestiere în această zonă, inclusiv se va lua în calcul devansarea lucrărilor propuse în cadrul planului decenal de recoltare. Conform noului calendar stabilit de UEFA, sezonul cupelor europene ar urma să fie reluat la începutul lunii august cu restul meciurilor programate în faza optimilor de finală. După ce a analizat mai multe variante pentru finalizarea sezonului 2019-2020, UEFA s-a oprit asupra organizării unui turneu final 8. În felul acesta, începând cu faza sferturilor de finală, toate echipele rămase în competiție se vor duela într-un singur meci eliminatoriu pe un singur stadion. Din cele trei oferte de organizare a turneului, Moscova, Lisabona și Frankfurt, UEFA a ales capitala Portugaliei, meciul urmând să se joace pe stadionul Daluz. Decizia oficială va fi anunțată însă în ședința Comitetului Executiv al UEFA, programată pentru data de 17 iunie. Unul dintre motivele pentru care a fost aleasă această locație se datorează numărului redus de îmbolnăviri cu coronavirus. Cu un număr de 34.693 îmbolnăviri cu noul virus gripal și cu 1.479 de morți, Portugalia este una dintre țările europene cel mai puțin afectată de coronavirus. Astfel, partidele rămase de jucat în optimile Ligii Campionilor se vor disputa în 4-5 august după încheierea campionatelor naționale. Până acum se cunosc doar jumătate dintre echipele calificate în sferturile de finală. PSG, Leipzig, Atalanta și Atletico Madrid. Orașul Istanbul ar fi trebuit să găzduiască finala ediției din acest an a Ligii Campionilor pe stadionul Atatürk. Banca Națională a României a cotat 1 euro la 4,83 lei de bani, cu 0,0% mai puțin față de ultima cotație. Dolarul american a fost cotat la 4,25 lei de bani, cu 0,89% mai puțin față de cotația de marți. Moneda maghiară a fost cotată la 1 leu și 40 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții, în regiunile sudice, local în cele centrale și vestice, precum și în zonele montane și submontane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii restrânse, grindină și vijelii. Ploile vor avea mai ales caracter torențial, iar cantitățile de apă înregistrate, îndeoseb în intervale scurte de timp, vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. În restul
teritoriului, cerul va fi variabil, vântul va sufla de la slab la moderat, iar fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala doar izolat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. În timpul zilei, în cea mai mare parte a țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată. Aceasta se va manifesta prin înnorări, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, local, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 35 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. În județul Satu Mare, vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea apoi cu caracter de aversă, însoțită de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 26 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. În județul Maramureș, vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțită de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 12 și 16 grade. În județul Sălaj, vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțită de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. În județul Cluj, vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și pe arii relativ extinse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțită de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade Celsius.